dimineața aceasta e la fel de frumoasă ca celelalte. Este puișor. Da, are puișori înăuntru. Așa ceva. Sincer, nici la Național Geographic n-am văzut pasărea asta. Uite că se împung acum. Nu degeaba au numit oamenii ăștia paradisul animalelor aici. Din nou miroase a libertate. Ați văzut ce talentat, ce fotograf talentat avem aici? Da. A prins... Trebuie să mă duc să-mi iau premiul de la New York. A prins rața în zbor. How to the... Okay. Haideți să vedem de ce au oprit oamenii aici. Uitați leul. Uitați leul chiar aproape de noi. Lângă mașină. Oh my god. Sincer. Tatăl tău. Mama mea. Nu faci așa ceva, că mi-e frică, băi, sunteți nebun. Hei, ușurel, ușurel. E un aer atât de proaspăt aici. Ne-am trezit instant. Ne-au păzit Masai azi noapte și acum ne așteptau să ne trezim, să ne petreacă. Liniște de plină. Dacă a plouat, nici n-am mai stat să urmărim traficul animalelor. Pe lângă cortul nostru am dormit puștean. Hello, good morning, have a good day. Hai la cafeluță, ne bem cafeaua și ne ducem să ne luăm prietenii, pe greci, pe italieni. A plouat destul de bine azi noapte, o să fie astăzi o aventură serioasă pe drum. Ne așteptăm prietenii, grecii și italienii. Ne-a fost chiar matinal. Aceasta e la fel de frumoasă ca celelalte patru de aici în Tanzania continentală. Priviți ce tablou frumos. Nu prea ai cum să te saturi de verdele acesta crud. E superb. Una matata. Nice to meet you.
iar oamenii nu mai am cuvinte ce să vă spun. Sunt extrem de buni, frumoși, au multe calități. Astăzi vom coborâ sau vom merge pe lângă cratere, în Ngorongoro. Vedem acum, ne spune domnul Mandela. Viewpoint care stai respirația. Iar drumul acesta ne va oferi din ce în ce mai multe imagini spectaculoase. Aceasta este ultima zi din safariul nostru de aici, din Tanzania, și ne bucurăm de peisajele acestea, de frumusețea locului, de răcoare, fiindcă urmează să ne întoarcem în Zanzibar, unde vom da din nou de căldură, nu ne plângem de asta, însă ne-a prins bine zilele astea, o gură de aer proaspăt. Vedeți cum se schimbă peisajele? Mergem puțin, iar flora e diferită. Uitați, aici sunt alți cactuși, alți soi, să zic așa, cocoțați. Foarte frumoși. Dimineața aceasta ne-a fost greu să ne trezim, fiindcă a trebuit să ne trezim mai devreme ca restul dimineților petrecute aici, însă acum nu regret, fiindcă nu ar fi avut ocazia să vedem ceața aceasta densă, care are farme cu ei, clar. Tragem aer bine în piept. Miroase a iarbă. Proaspătă. Mai ales după ploaie acum. Niciun pic de praf nu se ridică. Și nici nu prea ar avea de ce, pentru că drumul acesta, după cum vedeți, este pavat. Ei, și ar trebui să vedem și ceva animăluțe, să fie acțiune și astăzi, ne-am obișnuit. Opa! Din ce în ce ne apropiem, se vede mai densă ceața asta. Tu crater, mai avem puțin. Și vom vedea craterul Ngorongoro.
Vă place cuvântul acesta, ngorongoro? Mi se pare așa, alintat. Ngorongoro, venim la tine, drăguțule. Priviți ce imagine frumoasă. Antilopă prin iarba aceasta verde, singurică. O fi rătăcită. Uite cum se vede în față. Trebuie să faci o fotografie frumoasă de aici, de sus. Ia uite și cum se văd mașinile. Perfecte. Totul e perfect. Se simte răcoare, dar eu stau aici ca să vă arăt ce e mai frumos pe lumea asta. Tanzania e extraordinar de frumoasă. Ia uitați, bivoli. Vedeți, nu s-au ridicat, încă nu sunt foarte matinali. Sunt la cafeluță acum. Paradisul animalelor. Asta ar însemna că ar trebui să vedem animăluțe, multe. Ah, uite, bivoli. Din nou. Se pare că aici vom vedea bivol cum am văzut elefanți. Impala. Antelope, this is fog, right? Ah, și uite și păsări pe lângă bivol. Bread. Sunt prieteni. Egrete. Buffaloes. One of the five. I can say I thought of kids. Uite și bibilicile astea. Cum s-o numi ele. Astea sigur sunt berze. Ce e mă, dar e păsări. Da. Poate se mai ridică ceața și o să le vedem mai bine. Cu puțin noroc. Încă e foarte de dimineață. Ce avem noi aici? Gnu? Sau ce este? Nu e gnu. Ah, ba da, ba da, nu este. Animăluțul acesta mai mare. Cu gazelele. Berzele. Ei, bună, drăguțo. Cred că este un el. După cornițe. Opa, hai să vedem ce avem aici. Sunt mărișoare berzele. Mai ales că acum le vedem de sus, le privim noi pe ele de sus. Nu cum le, cum ne eram obișnuiți să le privim de jos, în cuibul așezat pe stâlp. Acum le facem cu mâna. Din mașină.
Wow, cât de mare e pasărea. Ia uite de ce păsări mari. That bird is very big. Și departe acolo văd ceva. Parcă am fi pe altă planetă, serios. Suntem pe planeta Tanzania. Oh, ce frumusețe. Parcă s-a mai dus puțin ceața. Da. Se dispersează. Ia uite, își fac antrenamentul de dimineață, gimnastica. Na? You understand me, no? But the exercise. Exercise, yes. No migration because it's not easy. It's not easy migration from this. It is easy, but there's nothing takes them away. There's a water, there's a grass. Uite că se împung acum. Don't need nothing. Nu migrează. Sau cum înțelegi? Asta e ecosistemul lor, nu migrează în zona aceasta, în Ngorongoro. Își duc traiul, doar aici. Nu e uimitor? Ah, uite și tractoare acolo. Asta e semn că sunt oameni pe aici care muncesc pământul. Da, vedem acum. Nu știu. Pentru ce, la ce folosesc. Wow, și avem aici în partea dreaptă păsări. Dacă tot n-am văzut flamingo pe lacul Maniara, vedem aici. Surpriză! Flamingo! Ne bucurăm și de prezența păsărilor flamingo. It's a hyenas or lion? Hyenas? Hyenele? Acolo, am tot pe o parte. Mai ridică puțin capul. Se așează, îl pune la loc. Așa, drăguțul. Thank you for the picture. Se toronesc noroi. Și uite, mai e și mai în față una și încă una, vezi? Da, sunt patru în total. Uh-huh. Uitați, acolo în spate se mai văd două. Sunt la Odin acum. Fiindcă toată noaptea muncesc ele. The main predator here is lions, right? The main predator and hyenas. Otherwise, we don't have cheetahs, we don't have leopards, we don't have Only hyenas and lions. Yeah. Deci singurii prădători aici care trăiesc aici în ecosistemul acesta sunt hienele și leii. Așa că, doamnelor și domnilor, pregătiți-vă să vedem și leii. Noi suntem pregătiți aici cu ochii în patru. Uitați acolo gnu. Și-au dat întâlnire, vedeți? It is a salty lake. It's called the Lake Makat. The Lake Makat
It's a Maasai given name, means salty. Makat means salty. Este un nume dat de Maasai lacului acestuia și înseamnă sărat. Cum arată pământul aici? Foarte frumos. Nu-i așa? Ca să dau din coadă continuu, tu vezi? Sunt fericite! Uite, vino aici să facem o fotografie frumoasă. Super tare. Can you repeat, please? Flamingos are feeding on algae. Algae, okay, thank you. Most people think that they're eating on shrimps, but shrimps are also eating on algae. That's why they're pink. I like flamingos. Wow, cât de frumos! Ce stol frumos de păsări! Ei, și mai sunt și rățuște. Ia uite acolo. Vă place? Noi ne-am îndrăgostit de locul acesta. Am fi crezut că 3 zile e de ajuns pentru un safari, însă acum nu mai suntem de aceeași părere. 5 zile e perfect. Nou miroase a libertate. Antilopa ne-a traversat drumul. Trebuie să fie un semn bun. Deschide poarta altor animale. Pe care am vrea să le vedem. Suntem curioși. Vedeți, lacul acesta menține supraviețuirea acestor animale. Asta înseamnă că el este permanent din moment ce ele nu migrează. Se văd mai multe mașini parcate într-un loc. S-au adunat acolo. Au văzut ceva frumos, admiră ceva. Admiră elefanții. Gata. Elefanții de aici, din Ngorongoro. Wow. Ce peisaj au ei aici. Cred că duc o viață mai liniștită. Retirement place for the elephants. Retirement home for the old elephants. All these ones you see, they're old ones. They normally come to the crater because they're not able to go along much further walking with the group, and they're kind of not lazy, but they're not able to eat that much anymore. At some point, then they kind of stuck to one area where they have to keep taking some breed all the year round for them. Okay. It is truly that it's a retirement home for the elephants. So is my future. Yeah. Mandela tocmai ce ne-a spus că îi se retrag elefanții când ajung la bătrânețe.
Aici, vine-i la pensie, măi. Nu? Ei, drăguților. Da. Vedeți, până și animalele astea ies la pensie. Se retrag undeva și au ales un loc frumos. Mai liniștit. Watch over here. Where? Where? Oare ce-o fi ăla? Rino, animalul acela? Rino? Rino? Rhino. Pumba! Pumba este mare! Big one! Ați văzut ce pumba mare? Sper să îl puteți vedea și dumneavoastră. Nu știu cât de bine redă GoPro-ul imaginea prin ceață. Ei, drăgălașelor! Oh! Ați văzut ce vioaie este? Traversează un animal mai mare, s-ar putea să fie bivol sau gnu. Îmi dau seama. A, sunt zebrele! Ia uitați zebrele! A, ce frumos! Și asta ar fi rămas la or. Fi venit la pensie aici? Zebrele drăguțele. Avem și un baby. Da, da, ei, da, da. Bonjour! Ce contrast frumos prin iarba asta. Hai, fugetul grijan. Nu vrea el să stea la fotografie. Hai să deschidem geamul pe aici. Oh, 1 year. Un an stă un bebeluș în burta zebrei. Până îl desenează, da? Până, da, durează până îl desenează, na. Uitați, avem aici o mulțime de zebre. Acolo se văd marginile craterului. Antilope. Da? Yeah, yeah. Eland. Oh, antilope. Mai mari. Le vezi acolo? Sunt antilope mai mari. O altă familie de antilope. Da, elan. Elan. Ce elan sunt? La distanță. Hey, hey, e destul de departe. Poate avem norocul să vedem mai de aproape. Mandela are ochi buni și
normal că știe să-i deosebească. No problem, let's see what is in the, where are those many gifts, eh? Ok. It's a black rhinoceros. Mergem mai departe. Uite că avem și un bebeluș de gnu. Hei, ușurel, ușurel. A pășit el până la urmă. Da. Uite cum stă pe lângă mămicuța lui. Dar poate chiar acum l-a născut, că uite are sânge, vezi? Da, vedeți acolo mămica care tocmai ce-a născut, a fătat. Da, sunt niște puișori. Proaspeți. Vițelușii. Picolino. Picolino. Wow. Oh, hoary bastard. Hoary bastard bird. Așa ceva. Very nice. That is the courtship display. He's calling for the female. For a female. He's calling my female into life. S-a făcut frumos. Can you repeat the name? K-O-R-I, the Cory Bastard Bird. Cory Bastard Bird. It's flapping the neck and giving out a sound to attract a female. Ah. Fly, yes, or only run? Short distance, yeah. It's the heaviest flying in Africa. You fly? Or yes. Sincer, nici la Național Geographic n-am văzut pasărea asta. Premieră pentru noi. Nu știu dacă dumneavoastră ați văzut-o, dar e superbă. Nu mi-aduc aminte să o fi văzut vreodată. Mama natura a creat atâtea minunății. Nici nu avem timp într-o viață să le cunoaștem pe toate. La revedere, păsărico, frumoasă! Dacă ai fi și zburat, dar poate când ne întoarcem, ne arăți un spectacol în aer. Oricum, noi îți mulțumim chiar și pentru prezența ta pe pământ, pe iarbă. Unde e cățelul? Vulpe! Wow! Șacal? Uite șacalul, mititelul. Foarte periculos așa. Da? Nici mici, dar sunt răutăcioși. Da, și răutăcioși și hoți. Și hoți. Ca și hiena, tot hoțomancă și ea. Ai spus de vulpe? A ieșit soarele și uitați ce, cum s-a luminat totul. Oh, avem și o mașinuță, yellow car. Cum este? Pare mai nouță. Pare mai nouță, da. Oh, avem și un leu. Unde ești tu, bro? A murit acolo, ceva. Ah, da. They killed two wildebeest. They killed two, right? There is a one and on the right there's a one. Au murit două. Twice.
ceva și mai... Aoleu, da! Acolo e adevărat tot! Acolo e un schelet, cred că de un gnu. Toată noaptea mănâncă. Look at me. They have one kill there. They have one kill here, right? Yeah. And the third one there. It's three. They killed three. Three. Ah. They killed three wildebeest. They killed three wildebeest. E lì c'è la carcassa. Chi allora? Buonanotte. Non da che ti trebbe. S-a ridicat. E leoaică, da. Full of blood. Sigur e sătulă leoaica de nu stăia aproape de ce-a vânat. Ați văzut leu ieri cum stătea lângă cadavrul acela? Păzea. Aici probabil unde sunt mai puțin prădători. Au le mai ușor să mănânce, să zic. Nu e concurența atât de mare. Tu ce costă că faci sau alo? Tu. It's tu. Ah, mai este un pișor acolo, cred. Sau mai este o soră de ale. There are many. The big family. Ah, uitați, mai este un acolo. Șanție sărăcuță. Și aici avem leul, sătul, leoaica sătulă. De-abia respiră. Mandela mă bagă în lac aici. Se mor de frică. Sau o ia prin iarbă, face vreo năzbâci. Find almost more than 10 lions. Yes. You see one there. Aha. Mă țucoți că chitari se rașu. Ce era? Nu, este leu. Mandela spune că dacă mergem pe aici prin câmp poți, da? Da. Foarte aproape putem găsi mai mult de 10 blei. Uite că de cât capul ăsta. Ei, drăguțo. Asta sunt coine. Când dom tot ghis. Ei, da. Vai, dacă da purtare. Păi da. Chiar e... Super sătulă. Yes. Doi băieți avem acolo. Lei. Da, nu, sau nu? Îmi dau seama dacă parcă... E leoaică, 100%. Leoaică. N-are coamă direct.
tot fete sunt. Care se vede în vițel de la Bozuleu. Da. Și ochiul se reghează, vezi? Fii atent. Ei, și vin și ajutoarele, s-a ridicat. Și... Doamna. Se uită ăla? Da. E Geana. Și el merge. Păș, 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 păș. S-ar putea să avem o acțiune acum. Da, sătule, nu cred că nu. Nu vezi că a pus deja țintă. A pus ochiul pe ei, da. Da. Cate, e vina Buffalo. Uite, sărăcuțul dă din coadă și stă neclintit cu capul. Ar trebui să se ducă și el, frate, că ăștia se tot apropie. Una se vede chiar. Oh, s-a așezat din nou sau? Mai stă puțin, mai ia-s-l ăla din cap. În gaura asta se ascunde pumba, noaptea, să nu-l mănânce leul. A, se văd niște ochișori. Da, are puișori înăuntru. Are puișori. E o scorbură destul de mare, nu cred că încape leu acolo. Doar de cu nasul. Interesant. S-a mai dus din ceață și ia uitați ce tablou frumos. Cu păsări, flamingo. O mulțime de bivol. Ei, văd acolo doi care s-au retras. Wow! Pregătește aparatul. Avem o pasăre. Două. Două păsări frumoase. E tot din ale. Da. Nu, una singură este. Vai, ce-am crezut că-s două. Câtă grație. Probabil că ați observat și dumneavoastră că în rândul păsărilor masculii sunt cei mai frumoși. Most male bats are handsome and beautiful. Yes. The one aim of attracting females. Yes. Zădu și Mandela de spune același lucru. Deci masculii păsărilor sunt creați de la mama natură mai frumoși ca să atragă femelele. Ați văzut cum e și la păun și la cocoși, cocorico. Mai frumoși. La oameni e invers. Doamnele sunt mai frumoase, așa zice domnul. Fotografie.
foarte mulți au coborât acolo. Sunt și băncuțe de unde poți privi lacul și dansul păsărilor pe apă. Din nou avem un peisaj spectaculos. Un peisaj al mamei naturi. Cum a făcut ea în așa fel să fie unul deosebit de reușit? Uitați, priviți copacul acela. Cum i-a așezat el acolo să ne bucure ochii? Mandela poate ne duce și pe noi. Se vede mai aproape. Ei, s-a împotmolit oare? Nu? Hai, hai, pole, pole. Trecem și noi. Și ce bucuroase sunt că ne-a adus Mandela aici, lângă lac, aproape. Oh. Toată lumea e fericită. Ești pelican, e ah, da! Este de copacul acela, vă spuneam mai devreme, unde fac oamenii fotografii frumoase. A plantat mama natură, a știut să-l așeze aici. Foarte frumos. Oh, și bem și cafeluța aici. Apa, super! 25 minutes, ok? Yes, yes! 20-25 de minute. Gata. Haideți la cafeluță. Vă fac invitație. Aici, lângă lac. Așa se simte. Ăsta e mirosul cu adevărat proaspăt, natural, cu mult oxigen și miroase a libertate, în primul rând. Ia uitați ce mașinuțe au. Seamănă cu zebra. Mașinuța asta e zebrată. Ai observat? Ia uite cum arată. Ca o zebră. Haideți să explorăm locșorul acesta împreună. La pas. Vedeți, aici nu mai sunt animale. Doar păsări. Doar păsările acestea pe lac. Pelicanii, mândri pelican pe care o să-i vedem de aproape. Opa, e noroi. Ne avertizează să nu ne ducem prea departe. Cine știe, poate sunt și hipopotame aici. Nu l-am întrebat pe domnul Mandela, dar nu este exclus. Nu știu sigur, dar eu am un feeling așa că nu cred că sunt hipopotami. Unde am văzut ieri hipopotamii, în balta aceea, venea un miros pătrunzător, foarte neplăcut. Însă aici treaba se schimbă, e un aer proaspăt.
Haideți să mergem și la pelican, să-i vedem. Do you think inside this lake live the hippo? Okay, yeah. Look. Oh my God. Everywhere in Africa where is the water, you pay attention because there are hippo. Oh my God. Deci până la urmă aici trăiesc hipopotamii, fraților. De-aia spun să nu ne apropiem de apă, că e belea. Ăștia te înghit cu totul. Big print of the hippo. Ia seama că ei noaptea ies aici să mănânce iarba. Deci așa. Avem un panou acolo unde scrie să nu hrănim păsări, să nu hrănim animalele sălbatice. Ei, și o mulțime de păsărele și-au făcut cuiburi. Păsările din acelea galbene, frumoase. Și-au făcut cuib ușor în copacul acesta. Crocodilii? No. We don't see. We didn't see. Yet. Poate mai târziu îi vedem și pe dânsii. Însă acum vedem hipopotamii. Așa că vedeți, dar mai aproape de malul celălalt, au scos capetele. Sunt doi sau trei? Sigur sunt mai mulți, dar nu toți ies cu capul afară. Ia uitați păsărica asta frumoasă, drăgăleașa! Vedem, poate reușim să o vedem mai de aproape, dacă nu se sperie. A zburat. Cred că ar trebui să îmi văd de treaba mea, totuși că poate iese un hipopotam și face hap. Nu-i de glumă. Pelicanii, vedeți cum s-au grupat? S-o familie acolo. Prieteni. Răsuștele la fel. Merg împreună. Hai să mergem să bem cafeluța. Avem și un schelet de bivol în cap. Vai de capul meu, rața în pom! Wow! Așa ceva? Dacă ieri am văzut leopardul, acum vedem rațele. La asta nu m-am mai gândit. Mie să nu sare vreun hipopotam peste mine. Nu, dar departe nu sunt aici. No. Eu cred că sunt pe aici. Hei, frumoaselor, ne bucurăm să vă vedem. Mai ales acolo un copac pe creanga asta. Superb. Chiar nici nu mă așteptam să văd așa ceva.
Dar și eu pe Tantor n-am văzut. Ați văzut ce talentat, ce fotograf talentat avem aici? Da. A prins. Să mă duc să-mi iau premiul de la New York. A prins rața în zbor. Și rața în pom. Da, ne bucurăm tare mult că am putut surprinde asemenea cadre frumoase. Dacă din nou, dacă eram pe să prezent. Le împărtășim uite. Și cu dumneavoastră. Uite. Da, plecăm de aici din Tanzania continentală cu amintiri memorabile. Le luăm cu noi. Și cu regretul că nu mai putem rămâne. Da, am fi vrut să vedem și Dar el Salaam. Dacă știam, mai rupeam din șederea din Zanzibar. Da, chiar ar fi. Și așa am avut o vacanță destul de lungă, a fost, adică sunt 33 de zile. 33 de zile, da. Trebuia să lăsăm măcar 10 zile pentru safari, pentru partea continentală de aici, din Tanzania, fiindcă chiar are multe de oferit. Nu ne-am fi așteptat la... Și Zanzibar de mare, dar... Da. Aici e mult mai vastă treaba. 2-3 săptămâni erau suficient pentru Zanzibar. Cu atât mai mult că noi am mai fost și acum 2 ani, dar da, am zis da. Să... Să vă arătăm și vouă. Să vă arătăm și dumneavoastră și dar să și de aici aprofundăm. Aveam să vă arătăm foarte mult. Auziți, zgomotul produs de hipopotam. Păcat că n-am văzut nicio. Cum? Că s-a văzut. Ți-i aproape aici. Stai aici, ți-am spus ție să... Nu, că dacă ar fi în apă, nu s-ar arăta. Ba da! A, sunt aproape, sunt acolo, da. Și s-a ridicat unul, vezi? A căscat gura chiar pe malul celălalt. Da, dacă mergeți, veniți aici, oriunde sunt hipopotam, trebuie tratat cu seriozitate apropierea de mal, fiindcă ei pot veni cu repeziciune și Doamne ferește. Te înhață. Nu-i de glumă. Păsările acelea se joacă. Frumoaselor. Da, nu te apropia prea tare să nu cumva să le stricăm joaca. Au fugit. Da. Ne luăm rămas bun de la locul acesta spectaculos. Și mergem către altul. Da. E greu să te desparți de un asemenea loc. Ce frumos! Haideți să vedem de ce au oprit oamenii aici. Uitați leul! Uitați leul chiar aproape de noi! Lângă mașină! Oh my God! Wow! And with small money is a little S-a ascuns în tufișul acela de pe marginea drumului. La răcoare, stă la răcoare. Asta e motivul pentru care el a ales să se așeze acolo. Ne apropiem și o să-i vedem coada. Îl luăm de coadă. De fapt, o luăm, că este o lady, este o femelă. Sunt doi. Ia uitați. Sunt norocoasă că chiar aici lângă mine, lângă geamul meu, pe partea mea.
Va trebui să închid geamul, cred că... Dacă mă apucă de mână. Mai bine mă ridic. Mai bine mă ridic, că e o pisică. Asta e o pisică. Oh my god! Eu am închis geamul, dar mâna tot afară o am. Da, mâna ca mâna de GoPro să nu ți-l ia. Mai bine e, te vârși pe bancă. Da. Stai așa, tu faci ceva, ia? Perfect. Perfect. Yo he entrado para el dar que llamo. El arde ya, la de taxa. Uimitor, suntem atât de aproape. Poate sare pisica acum. Ia uitați câta cap are. Mama mia, asta da imagine. Sincer, închideți geamurile, că... Așa ceva? Doamne, deci... Efectiv, ne ignoră. Măi, omule, tu nu vezi că este geamul meu deschis? Păi l-a deschis băiatul ăsta. De ce l-a deschis, frate, că intră peste noi aici? Ei, intră. Doamne ferește, voi vedeți? Leoaica? Da. Doamne. Ne ignoră, frate, ignoră. Deci n-are nicio treabă cu noi. Total. Stai să-mi fac, să intru și eu în cadru aici cu Leoaica. Pentru o amintire memorabilă. Și mai avem acolo o soră de ei care se așa, stă tot la fel, relaxată. Și ne ignoră în totalitate. Încă am tremură puțin picioarele. Sincer. Ia uitați-o. N-aș fi crezut că pot sta atât de aproape de o leoaică. Ia, ascultați respirația. Gata, m-am mai liniștit puțin. Ne-am împrietenit cu leoaica. Maica îi spune că ne apără. Opa, fiți atenți. Atenți pe poziție. Acum poți să ne... Și cealaltă e foarte atentă. Wow! Mama mea! Nu faci așa ceva, că mi-e frică, băi, sunteți nebun. Drăguțelor, cred că e momentul să ne luăm la revedere și să vă mulțumim pentru momentul acesta. Incredibil. Incredibil. Salamanca.
Jumbo, jumbo, toată lumea pe poziție. Mandela, wow! Before it's getting to an end. Chiar acesta a fost un moment plin cu adrenalină. Mandela ne spune că undeva în Zare sunt rinoceri. Suntem profund recunoscători pentru tot ceea ce am văzut în astea 5 zile și nu numai. Super la colina, giu, per la valle. Împărtășim momentele acestea și cu prietenii noștri din Italia și le-am scris aici numele... Cum se zice numele? Canalului de YouTube. Numele canalului nostru de YouTube. Și ia uitați cum se traduce în italiană. Super la colina, giu per la valle. Foarte drăguț, nu? Cum se zice în greacă? Panos to lofo, kato, apo, tin... Coilada. Chilada. 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 What is there? Așa se traduce numele... What do you find traduce... this phrase? Ah. Credeți, în exclusivitate, avem un hipopotam ieșit la păscut. Nervos. Nu, e probabil, nu s-a săturat azi noapte. Și a venit în timpul zilei să mănânce iarbă. Lasă să ridice capul, că după ce îmi mușcă. Și apa unde este? Acolo, nu? Unde este fărișul. Da. Vedeți că ei ies și pe timpul zilei, dacă nu și-au făcut plinul noaptea. De aceea oamenii de aici, de locul lui, recomandă să nu ne apropiem prea tare de apă. Capul sus, mă. S-a întors, bă. Ovidiu se străduiește să surprindă o fotografie cu... Da, da, s-a întors cu coada la noi. Reușit. Să mă zic altfel, da. Și acolo în față... zebrele, frumoasele. They eat up to 40 kilos of grass per day. Mostly at night. Drăguțelor! Astăzi ne luăm rămas bun de la voi, frumoaselor! Vedeți, au apă în abundență. O duc bine, animăluțele aici. Nu mai zic de iarbă, câte iarbă au. Ele cărnină, nu? How much? 2 euro. Guarda che salto. 10 euro. Mamma mia. Sunt atât de firave gazelele acestea. Și pinuțe delicate. 1 euro.
Ei, și avem un... Măi! Ia uite ce avem aici! Încă două, trei păsări frumoase, deosebite! Wow! Mamma mia! Așa ceva? Crown crane, the crown crane bird, the grey-headed crown crane. Criftica ne puteam. Foarte frumoase sunt. Iată, avem o hienă care încearcă să traverseze strada. S-a speriat, s-a răzgândit. Nu mai vrea să traverseze. Posibil să fie și ea însărcinată, că are burtica destul de mare. Ei, dar și-a găsit un loc. Să se răcorească ea. Wow, ăla e beaver de acolo și o mulțime de păsări văd. În copacul acela toate păsările albe s-au adunat. E un stol întreg. E un stol cu păsări albe. Vezi? Ia uita și bivolul. S-a urcat. O pasăre. Oh, doi. Cooling off zone. This is where they do come for swim. Oh. They do wallowing, that's mud wash or water wash. It helps them to cool off the temperature. Yes. Își reglează temperatura. So when they're muddy, that is how they get rid of the insects. Less insects are getting to the mud, less biting. Yeah. And then the bird, the white bird. What they build? Yeah, that's an egret. It's security, also picking some insects. Yeah. Over there. So pelicans. La revedere, bivolilor. Ne-a părut bine să vă cunoaștem. Da, da, da. Acolo cred că e căsuța egretelor. De toate la un loc. Ne întâlnim acum cu păsărele, bibilici. Îmi place să le zic așa, că-s micuțe. Ia uitați-le. Avem și o păsărică mică, albastră, tocmai ce a zburat. Bibilicile! Ce-ai surprins? Perfect! Perfect! Peisajul ăsta din față e misterios, are așa un aer de mister, ca cel din de la locul de campare de aseară.
Pădurea fermecată am numit locul ăla. Se aud cicladele. Da? Tot un neam de-al lor. Cele pe care le-ați auzit în Grecia. Bănuiesc că foarte mulți dintre dumneavoastră au ales ca destinație de vacanță Grecia. Și știu despre ce vorbesc acum. The quality of water is perfect. Oh, this is zoom. Mm-hmm. It's so real. From washroom also in stock for lunch here. Ne-am oprit din nou la o capeluță. Avem și băncuțe acum, e altă treabă. Toată lumea e fericită. All the people are happy. Yes. Hakuna kitu. N-am oprit pentru cafeluță, am oprit aici să servim prânzul. Încă o dată, repet, și vreau să știți și dumneavoastră să țineți cont de lucrul ăsta. Deci Tanzania e perfectă pentru o vreme, temperatură perfectă. Nu-i cald, nu-i frig, e numai bine. Acum în februarie, nu știu mai departe, însă dacă veniți în Zanzibar, neapărat să treceți gârla, cum s-ar zice, și aici pe partea continentală a Tanzaniei, fiindcă merită, merită. Hakuna Matata! E ca o poieniță. Uite acolo, masa tăcerii. Asta chiar e masa tăcerii. De brâncuși. Da. E destul de veche, lemnul e puțin putrezit, dar e încărcat cu multe amintiri frumoase locul ăsta. A, și uite, avem bibilicile. Vino încoace să le facem. Vino! Ies de aici, din tufărișul ăsta. Uite-le acolo. Uite și maimuța! A furat ceva. Ei, fiți atenți că am găsit maimuțele și aici. Ar trebui să nu ne apropiem prea tare, să nu le speriem. Stau ascuns aici, să nu le întrerup activitatea. Ah, uite, doamna a îndrăznit să le vadă mai de aproape, dar foarte posibil să fugă. Mhm. Dar totuși cea micuță nu se deranjează să fugă. Doar bibilicile acestea sunt mai fricoase. Uite, maimuțica stă la poză. Cred că, ia să vedem, s-ar putea să fie blue monkey. Așa pare. Ia uite ce fometată este. Pâș-pâș ca pisica. Suntem și noi ca felinele. Wow, ce-am zis că furtunul de acolo e șarpe. M-am cam speriat puțin. Hei, drăguțo, ia trage-te un zâmbet acum la cameră. Bine că nu sunt ca cele din Bali, furăcioase, să se
prindă de ceea ce văd de la turiști. Ba de telefoane, de ochelari. Au umbră, au iarbă, au de toate pe aici. Sunt mai multe acolo. Ia uitați-vă și pe aceea cocoțată. Da, Blue Monkey este, că am văzut că are ceva albastru venin. În spatele. Ia uitați-vă sus acolo. Ia uitați-o pe asta cum stă. Ah, a fugit. Și acolo un baby. Ce ar fi să apară un leu? Atunci să te ții. Nu mai stau singurică pe aici, că nu știu ce apare de prin tufișuri. Hello, Jumbo! A lion? Here? Yes, yes, our lion? Normal, around here. Normal? Yes. Deci, thank you very much. Ați auzit, da? Lei stau pe aici, prin jur, așa că m-am retras să nu cumva să dau nas să nasc vreunul. Suntem la ei acasă, totuși. Cea mai bună mâncare servită aici în natură. Gira no vento no céu, transitando lá no chão, presa numa água cheia, a concha fugindo do som, já beira de sumir. A fundo na mare que vem, o motorista me sorri e ri. Viver para ser simples, um dia para ser feliz, tirando tempo só pra mão, a casa que perde pis. Ouvendo fim feito branco, e as nuvens a passar. Seu flutuar, as coisas não vão se encaixar. Se você se cobrar demais, deixe não se enganar. La revedere, Ngorongoro. Goodbye. Și acum plecăm din Kilimanjaro, din aeroportul de Kilimanjaro, spre Zanzibar din nou. De data asta mergem cu un avion mai mare. Ne așteaptă Roxanica noastră și uitați cu ce avion mergem acum. Ah, cel mai șmecher avion. Cel mai avion șmecher. Cam așa arată aeroportul din Kilimanjaro, cel mai mic aeroport pe care l-am văzut vreodată, așa-i? Da, e un aeroport mic, are două porți, 1 și 2, bineînțeles, numerotate, sunt ori în curci. Nu și mai. Și două avioane și jumătate. La revedere, Tanganyika! Te pupăm! We'll take your seats for a landing. Cu aurichii eram plecat spre Tanzania continentală.
Și am venit cu Air Tanzania din Kilimanjaro. A fost o experiență ca cea din safari. Ne-a zgârcit tot drumul.